niște cărți, respectiv cartea celei care cu onoare a fost, scuzați ca capofonă, a fost onorată cu marele premiu al concursului național de proză scurtă Nicolae Velea, doamna Lenuța Rusu. O carte scoasă acum de doamna Adriana Bălan. O carte, eu am zis, de eseuri, deși e un colaj de poezie eseuri, în principal despre marele nostru regizor Horea Popescu. Așa e în principal, da? Și despre localitatea? Localitatea. Slavna, Slavna, cu părintele de la Slavna, cu primarul, cu... așa. Și o carte de comentarii literare, a 11-a, cartea a Elisei Roca, cartea Alean de Suflet, în care vorbește despre câteva cărți citite în ultima perioadă de după pandemie. Deci asta e prima parte. În a doua parte o să ținem festivitatea de premiere a celor care au fost nominalizați de către juriu ca mari câștigători ai concursului național de proză scurtă Nicolae Velea. Asta însemnând cei care au luat premii, premiile speciale, marele premiu, premiile speciale, pensiuni și diplome de merit. A fost un concurs care, în care majoritatea concurenților au obținut medii de peste 8,5. Ceea ce a fost foarte important și a arătat valoarea acestui concurs, faptul că toți concurenții au înțeles să trimită proze de calitate. Deci, în partea a doua se va întâmpla acest fenomen istoric în care îi vom nominaliza și prezenta pe cei care au fost onorați de juriu cu distinții. Și acum vreau să vedem, doamna Vidia, ce mai faceți dumneavoastră? Sunteți prezentă? Da, eu zic să veniți aici să luați un microfon galben. Luați microfonul galben și ne vorbiți despre cine vreți dumneavoastră și despre ce vreți dumneavoastră, însă nu prea mult timp. Puteți să vorbiți despre toate trei odată, că avem oameni inteligenți prezenți aici, care fac separația puterilor în stat. Numai să precizați despre ce vorbiți, ca să nu se facă confuzie. Așa că voi vorbi și despre cărțile premiate și despre, care se lansează și aș vorbi puțin și despre concursul acesta Nicolae Velea. Și spre deosebire de altă dată, în partea a doua, mai vin o dată? Da, mai veniți peste o oră. Atunci să începem cu această doamnă de lângă mine, de pe plaiurile moldovenești, care scrie în dulcea limbă românească din Moldova și pe care mă bucur să o cunosc personal, pentru că după poză am crezut că e așa o copiliță, dar a mai crescut între timp. Așa. Lenuța Rusu, într-adevăr, vine de la Frăticeni, ceea ce vă spuneam. Este absolventă de psihologie și relații de educație, științe ale educației. A făcut și școala de artă populară de la Suceava și canto, muzică populară. Deci este în dublă prezentare aici, dar nu cred că o să ne cânte.
decât dacă domnul Roșu o să îi spună să cânte la sfârșit. În rest, este numai fericita câștigătoare a trofeului concursului Nicolae Velea. Ca atare, beneficiază și de tipărirea acestei cărți, care se numește Umbre și pași. Foarte bine inspirat titlul. Este o carte de proză scurtă, cum e și normal la acest concurs, care ăsta merge la suflet. Mie mi-a amintit.